Ama hızlı koştu mu paşa? Hı. Afirmatorunu şüphe ne yapıyor? Da. Afirmatorunu şüphe ne yapıyor? Sonu kaldı akıma. Așa, deci noi am vizitat muzeul de artă. Pis, pis? Da. Nu. Erai cu Elena de vorbă, nu? Cu Elena. Da, eram cu Elena. Marea mea iubire, de care n-am aflat decât până acum. Da. Vă stă bine. Asta dacă este făcută din bronz, se numește sculptură sau? Păi aici așa zice. Da, că cumva te-ai gândit la sculptură, o chestie care este ciobită din piatră, nu? Nu care e turnată sau... Adică m-am dat prea aproape. Îndoită, nici nu știu exact cum se fac astea, sunt turnate. Acum se vede că am clarificat. Hai să vedem și celelalte tablouri. Cu fructe, cu legume. Picturi pe pânză. Cum se fac astea, oare? Nu cumva asta se face ca sculptură din piatră sau ceva din lemn. După care poate se pune un material care să o cuprindă și să iasă cumva negativul și apoi în ala tot pur și simplu bronz și îți ies, adică faci copii cum ar fi. Și poți să faci câte vrei în felul ăsta, repede. Să te servesc cu o portocală? Nu știu, Dorele, e spălată sau? E dată bine cu ulei, e bună. Cred că e cam veche portocală, e mică, după aia stau mă pe veche odată noaptea, așa. Sau o pară ceva? Mai bine nu. Da, nu pară, numai că astea par să fie lămâi sau? Lămâi, lămâi, dar mie mi s-au părut pere. Dar nu sunt sigur nici eu dacă sunt lămâi. Ups, sorry, am pus mâna pe cameră. Asta e prietenul tău? Eu nu cred că... Nu e genul meu. Nu e genul tău, ha? Mie îmi plac mai mult puiuleții, așa, cum ar fi puiuletele. Și aici eram la sat înainte, nu? Așa erau casele la sat înainte. În viziunea artistului. Uleică? Așa ceva de semn. Uleică cu clopoței? Frumos. Portret de fată. Uite, ți-am găsit o prietenă. E? Asta ce zici? Stă bine cu ea? Măcar a stat tace tot timpul. Sunt căsătoare, bă, doar ea, nu mai... Mă umplu după nimeni. Auzi, măcar a stat tace tot timpul și aia din bronz la fel. Asta n-ar fi rău. Da. Asta e o chestie bună. Păi, repede vorbește toată ziua. Taca, 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 taca. Mai rău decât ceasul, taca, taca, taca. Până și ceasul și-a dat demisia și-a plecat de la noi din casă, că a zis că e cineva care trâncă de mai mult decât el. Da. Asta în așteptare. De ce n-aștept? Ah, ce așteaptă? Ai, viziunea artistului, mă. Vas cu flori. Așteaptă pe el, proveste, din tablou, nu? Probabil. Uite, văd că mai ai aici un portret de femeie. Uite cum se uită la tine, vezi? Aici vă cântă la nuntă. Cam sorbe din ochi, a? Da. E frumoasă ce faci de seară. Tot aici pe perete atârn și de seară? Da, nu încălzește nimeni. Da, chiar decât caloriferul ăsta încălzește. Da. Aici ce avem? Primăvara, ulei pe pânză. Primăvara. Ia, ce frumos castelul ăsta. Asta o fie la lui Ștefan, aici? Ruinele din Italia. Da, din Italia. Așa spune. Peisaj din Roma. Nici parcă era stilul național, sau cum se zic. Aici e cu Ștefan cel Mare, totul e cu Ștefan. Da.
Uite-mă la căsuța cu Meri în Florid să ne mutăm și noi. Haide, cât e chiria aici? 16 lei, uite că i-am dat o doamnă. I-am plătit intrarea. Da, dar să nu mai ești noaptea asta, nu? Da, sigur. Uite, asta e soacră ta, mă. Seamănă cu soacră ta. Era bine dacă arăta așa soacră mea. Dar la aia când intră într-un magazin, soacră mea, când intră într-un magazin, se crește tot laptele. Da, asta pare o femeie, casa din piatra de neamț. Uite, mă, că avem unde să stăm, mă. Uite, mă, căsuțe aici. Ia. Gata, ce-am făcut. Hai să ne mișcăm o leacă mai repejor, să nu ținem nici pe doamnă prea mult peste program. Dacă domnule, asta era undeva în BD la munte și la mare sau care? Nu cred că în acțiune, când era expoziția de tablouri. După aceea se prindă pe aia cu banii falși. Așa îl cheamă pe pictorul ăsta, Lascar Viorel? El a făcut toate tablourile astea? Posibil. De ce? Pe toate scrie Lascar Viorel? Da. Pe bune? Da. E numele lui peste tot. Deci nu sunt tablouri diferite de la persoană. Ia, ce interesant asta. Sau fi zimbru sau ce anume i-am scris. Stai, dă-te așa. Da, uite, zimbru, am recunoscut. Aveam o carte de povești când eram mic, drumul zimbrilor. Poți să stai după ei acolo. Și ca. Acolo am recunoscut forma de zimbru, ma? Am văzut o parte fără chivăță acolo. O să ajungem și la ea. Am fotografia cu zimbru. Ai zis că sunt zimbru. Dragul și zimbru. Cine-i Dragoș, mă? Dragoș și zimbru. Așa scrie. Cine-i? Faleză cu palmieri. Da? Stai mă că n-am văzut tot ce e aici, bărci cu pânze. Nu știu dacă ai vrea să văd picturile cu oamenii zbăcați pe YouTube, că mai bine de feric. Păi când ajung acolo o să opresc. Da. Peisaj balcic. Nu sunt detalii alea că se vede ceva. Uite, astea sunt pictate de altcineva, că e numele altcuiva aici. Nu mai e același autor. Ce frumos! Gura leului! Aici e în partea tare. Tablou. Trecem mai departe. Cap de fetiță! Camil Resu. A bătut gongul. Da, dar nu e 5, e 5 și 7 minute. Așa că nu știu ce bate gongul ăla. Poate bate la și un sfert. E și 7, nici un sfert nu. Nu se potrivește niciun fel. Nu se potrivește, hă? Peisaj industrial. Ce? Un copil? Ce? Asta e. Vreau să zic dacă e făcut de un copil. Dar nu pare, he? Sau...
Nu pare de un pictor făcut. Păi și cum, un adult nu s-a încadrat, uite și tu, a ieșit din... Vezi, uite, optică, aul a ieșit din cadru. Păi, când dai cu pensula, e mai gros. Păi și ce, trebuie să corecteze dacă... Sau să fie atent de la început cât de subțiri le face ca să intre, nu? Nu am gândit că poate e făcut de un copil. A, compoziție cu pisicuțe. Uite aici. Miu! Mă, ce ramă mare la tabloul ăsta. Mhm. Scrie și în engleză și în franceză, ia uite. Bun, hai că mai avem aici de văzut, baby. Un aparat care măsoară toată umiditatea sau ceva. Că nu dau seama ceea ce măsoară. Arată vreo 50. A zis că avem și etaj? Da. Câte tablouri, chiar că... Sunt interesante... Sculpturile? Da, sunt 3D și e altceva. Decât... Balerina. Trebuie să filmăm și așa? Eu trebuie să filmez și o balerina. Tablouri. Oh, ia uite aici. E o încreangă. Te cam... Pizza. Și asta face parte tot din sculptură? Da. Uite, mi-am găsit și eu un iubit. Ia să vedem acum și o sculptură modernă pe care am descoperit-o din neamă puionetele. Da, asta de aici. Da, uite, se va și la priză chiar. Da, încălzește. Astea sunt covorașe sau ce, pictate? Nu? Imprimeu pe pânză. Sunt imprimate. Pis, pis?
Ce avem aici? Ai noroc, sănătate! Ce, baby, la ce te uiți? Fii atentă ce este aici, de desubt. Ăsta este bărbat, se pare. După forma la ce este sub... Nu știu ce film este acolo. Vede mai bine din unghiul ăsta. Da. Ai văzut? Da. Da. Am observat. Deci e statuie din bronz. Ah, stai că mai am ăsta de filmă. Ce-o fi asta? Ieșim, gata, că nu mai avem de văzut. Ce interesant.